Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care te-ai pogorât din ceruri pentru a ne izbăvi de păcatele noastre și a ne aduce mântuire, te rog cu smerenie și credință, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și îmbracă-mă în harul și iubirea ta cea sfântă. Adu milostivele, Mântuitor, iertare pentru toate greșelile mele. Dă-mi înțelepciune și smerenie pentru ca să văd slăbiciunile mele, precum și puterea de a depăși ispitele în urcușul meu spre îndreptare. Înlătură de la mine toată întunecimea și păcatul și luminează-mi calea cu înțelepciunea ta dumnezeiască. Călăuzește-mă, bunule învățător, pe drumul cel drept și curat și ocrotește-mă în fața ispitelor lumii și ale vrăjmașului celui viclean. Înconjoară-mă cu îngerii păzitori și cu Sfântul Tău Duh, precum a fi mereu sub protecția Ta și a fi ferit de orice primejdie și rău. Ajută-mă, Iisuse, să Te cunosc din ce în ce mai bine și să mă apropii de Tine cu inimă deschisă și iubire fierbinte. Învață-mi să-mi iubesc aproapele și să-i slujesc pe ceilalți așa cum Tu ne-ai învățat în Scriptură. Prin mila Ta nesfârșită, hrănește-mă cu pâinea vieții și dăruiește-mi puterea de a păși pe urmele Tale spre mântuirea sufletului meu. Fii cu mine în fiecare clipă a vieții mele și nu mă lăsa să rătăcesc sau să mă abat la calea cea dreaptă. Îți încredințez, iubite Mântuitor, întreaga mea viață, cu toate bucuriile, încercările și necazurile ei, să fie voința Ta, nu a mea, cea care se împlinește în fiecare zi. Mă rog să fiu un vas al Tău, umplut de Duhul Sfânt și pregătit pentru lucrarea Ta. Doamne Iisuse Hristoase, cu smerenie îți aduc această rugăciune și te rog să mă auzi și să răspunzi la chemarea mea. Te slăvesc și îți mulțumesc pentru iubirea și harul Tău nesfârșit. Să fie voia Ta în vecii vecilor. Amin.